În vinovățirea apare la schema de abuz. Abuzul fizic și sau sexual este o agresiune și la adresa spiritului tău, nu doar a corpului. Gândește-te că ai fost complet nevinovată, inocența și încrederea ți-au fost trădate. Din rușine ai păstrat secret. Este important ca într-un proces de psihoterapie să vorbești cu o persoană de încredere, să rupi tăcerea și să începi să depășești această rușine și să-ți procesezi propriile sentimente de vinovăție, înțelegând că nu este vina ta și ce ți s-a întâmplat nu era responsabilitatea ta de a avea grijă, ci altcineva, adultul din trecut, ar fi trebuit să te protejeze, să fie acolo pentru tine. Pentru a proteja, a securiza aceste secrete și pentru a te vindeca din punct de vedere emoțional, intră într-un proces de psihoterapie și vindecă copilul tău interior, cel rănit, pentru a-i da șansa la o viață mult mai satisfăcătoare cu relații echilibrate.